Haideți să vedem o altă aplicație. Problema numărul 2, care spune felul următor. Determinați A și B două numere reale, astfel încât fiecare dintre următoarele funcții să aibă limită în punctul indicat în dreptul ei. Și avem la subpunctul A funcția f definită pe R cu valori net, cu f de x ca fiind x pătrat plus a supra x minus 1, pentru x aparținând intervalului deschis minus infinit 1,